Bun găsit la știrile din sport! Basketbalistele Under 14 din cadrul Clubului Sportiv Școlar Alexandru Ceușanu Reghin au trecut cu bine de al doilea turneu semifinal al campionatului național. La sfârșitul săptămânii trecute, fetele antrenate de Borbei Jolt au disputat 3 meciuri la Miercurea Ciuc și au bifat 2 victorii în cele 3 partide. Cu aceste prestații, sportivele ocupă locul 4 în grupă și speră să fie ele cele care vor găzdui al treilea turneu semifinal peste aproximativ o lună de zile. 2 victorii și o înfrângere este bilanțul reghinencelor Under 14 de la CSS Alexandru Ceușanu Reghin la cel de-al doilea turneu semifinal al campionatului național. Sportivele antrenate de Borbei Jolt s-au aflat la Miercurea Ciuc la finele săptămânii trecute, unde au avut de disputat 3 partide, cu gazdele, cu Raptors București și CSS Craiova. Am avut o victorie prima zi când ne-am dus, prima zi am jucat cu gazdele, a fost un meci foarte greu. O câștigat ei cu 13 puncte, a doua zi am 2 meciuri grele, pe amândouă, una, primul meci am câștigat cu București Raptors și al doilea meci seara am jucat cu CSS Craiova, unde a fost și acolo foarte greu, am reușit să-i batem. Cu aceste prestații, sportivele ocupă locul 4 în grupă, cu 11 puncte acumulate după 7 meciuri disputate. Deocamdată în grupă suntem pe locul 4, suntem la baraj, deci avem, e foarte bine. Peste o lună urmează turneul 3, cum ar veni returul la primul turneu și acum cerem noi, ne organizăm să primim acasă turneu, să organizăm noi să fim gazdă. Vestea bună pentru Reghin este că următorul turneu semifinal, programat pentru luna viitoare, ar putea fi găzduit de orașul nostru. Vin 7 echipe să vină, deci în total 100 de persoane cel puțin, deci un lucru bun. Dacă reușim să mediatizăm foarte bine, să-i mai atragem copii și pentru fetele noastre o să fie un pic mai greu, pentru că acasă o să fie suporterii, părinții și trebuie să arate și mai mult decât au arătat până acum. La această oră, în clasament, înaintea reghinencelor, se află fetele Under 14 din Alexandria, din Satu Mare și cele din Miercurea Ciuc.